Bine, bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit! Ești mireasa colecției în seara. Papa. Da, am un look cu minte, aș putea spune. Ai ceva să ne spui, te măriți? Doamne ferește! Dacă da. Știi tu ceva, eu n-am Sperăm să ne auzim și să ne vedem și cu ceilalți doi invitați, sau mă rog, pe rând. În primul rând cu domnul avocat Mădălin Penciu. Da. Bună seara! Da, bună seara! Ne auzim, ne vedem. Perfect. Da. Mulțumim că sunteți alături de noi în această seară. Să ne luminați din punct de vedere juridic, pentru că nu avem cunoștințele necesare. Așadar, aș vrea să încep cumva, rugând-o pe Lorelai să ne spună ce s-a întâmplat acolo. Era un moment pe care n-aveai cum să-l eviți, nu neapărat unul așteptat, dar unul despre care tu ai tot vorbit în aparițiile trecute. Domnule, o să mă întâlnesc cu el, o să mă întâlnesc da, cu el. Era un moment de care mă temeam, oarecum, pentru că nu aveam de unde să știu cum voi reacționa în momentul în care îl voi revedea pe cel care mi-a făcut rău, la urmă urmei. Da, e firesc. Și spre marea mea surprindere și bucurie... N-ai mai simțit nimic? Nu, am simțit, dar nu era teamă, era o furie de nedescris. Nu suportam ideea de a fi cu el în aceeași încăpere și de a fi mai ales singură cumva, pentru că domnul avocat la un moment dat, pentru că s-a întârziat foarte mult termenul nostru, e și martor, poate să confirme, a vrut să meargă să ia ceva de mâncare. Știam că urmează să stăm niște ore da. Acolo. Și ați rămas fix voi doi. Nu, că i-am spus nu pleci nicăieri, comandăm ceva, facem într-un fel, dar eu nu rămân aici, doar eu cu el. Am înțeles. Ți-e frică de el totuși? Că... Nu. Ți-e frică de tine? Nici de mine, că nu cred că aș avea niște reacții ieșite din comun. Adică vreau să cred că n-aș reacționa. Ai avut flashback-uri în momentul în care l-ai văzut? Ți-au revenit în minte tot felul de... Nu am avut niciun fel de flashback. Momentul cheie, să spun, în care mi-am dat seama practic ce simt, a fost ăla în care doamna judecătoare m-a invitat în timpul audierii lui dacă doresc să-i pun întrebări. Și am stat la distanța de care suntem noi doi acum. Și trebuia să vorbesc cu el. Abia când am fost pusă să deschid gura și să-i adresez niște cuvinte, mi-am dat seama că tremuram, dar cumva de nervi. Deci în acele 3 ore sau cât s-a întârziat, n-ați vorbit absolut nimic? Nu. Nici el nu ți-a zis nimic, n-a încercat să intre în vorbă, nimic? Nu. Nici el mie, nici eu lui. Mai ne intersectam privirile, dar în continuare el era cel care își retrăgea privirea primul. Și când ai avut posibilitatea să-l întrebi, a trebuit tu să-i pui întrebările sau cum? Eu personal, nu avocatul meu, nu prin avocatul lui. A fost practic un dialog între mine și el, nu chiar dialog, pentru că... Ce ai vrut să afli de el? Adică ce l-ai întrebat? Am avut o singură întrebare pe care am reformulat-o în 5 moduri. Mulțumesc Dumnezeu că am un vocabular destul de vast, pentru că nu răspundea la ea. Și anume, de ce m-a dus la el acasă? Pentru că... Da, e o întrebare ușoară asta. E o întrebare ușoară, asta consider și eu, dar și în timpul audierilor dâns au avut două... Deci, e cum să fie ușoară, că să dăm fapt, să spargem. Păi ce trebuie să spună? Că voiam să profit de tine, n-avea cum să spună asta. La genul ăsta de întrebare, e un judecător acolo, știi, tu trebuie să răspunzi. E ușoară pentru noi, dacă noi să bem ceva, de ce mai duc la tine acasă? Să-ți dau o țuică. Era greu să răspundă, pentru că... Aici era greu să răspundă, deși te-am dus acasă. În prima declarație dată poliției a spus că trebuia să vorbească la telefon cu soția pe videocall. Acum, în instanță, am auzit de la el... Odată că trebuia să verifice nu știu ce bubițe ar fi avut fetița și avea nevoie de lumină, să te uiți pe telefon, trebuia să fie acasă, să se uite pe telefon, dacă nu cumva a revărsat de vânt copilul. Fetița nu era acasă. Nu, fetița, trebuia să vadă el prin telefon dacă bubițele sunt grave, vărsatul ăsta de vânt ar fi dus-o pe copilă, dacă nu se uita el atunci la terapie intensivă. Înțeleg că e un fel de... obișnuință la ei când e ceva grav să nu cumva să mergi la doctor. Te uiți prin telefon, pasta o duci acasă, o pui bine, în pat. Bine, ok, dar te uiți prin telefon de oriunde ai fi. Asta a fost și întrebarea avocatului meu, de ce avea nevoie de lumină sau de să fie acasă, să se uite pe telefonul lui. Telefon mobil, că nu te uiți pe telefonul fix. Și ulterior a spus că, de fapt, trebuia să meargă acasă, deci în aceeași audiere, da? Da. Că avea niște nevoi fiziologice care nu puteau fi făcute în boscheți. Deci clar a mințit, nu? Pentru că sunt trei, și a schimbat declarația, dar e minciună, nu? Da, și am vrut să știu în toate aceste trei variante, dacă vreuna ar fi reală, cu ce ajuta prezența mea sau de ce era necesară prezența... Declarațiile astea au fost date de-a lungul timpului, nu atunci pe loc s-a schimbat de 3 ori.
acum pe loc a fost asta cu copilul și cu nevoile fiziologice în ultima audiere. Adică au fost ambele. La aceeași audiere a răspuns. La aceeași audiere poate una aprinde. Și la prima a fost cu bubițele, nu? Nu, la prima a fost că trebuia să o sune pe videocol 40 de minute ce ar fi. Vreau să vorbesc cu domnul Penciu. Domnul avocat, este o procedură standard aceasta de a pune presupusa victimă sau, mă rog, victima cu presupusul agresor. Nu știu pe unde să folosesc cuvântul presupus la victimă sau la agresor, de a-i pune să vorbească în fața judecătorului. Absolut. Pare că e desprinsă din filmele americane. Este o probă cât se poate de necesară, mai ales într-un astfel de dosar, într-un dosar penal. În principiu, se audiază atât inculpatul, cât și persoana vătămată. Bine, persoana vătămată. Asta știu că se audiază separat, nu știam că intră și în dialog. Se prezenta chiar, iar inculpatul are opțiunea de a nu da declarații, dar ar trebui să fie prezent la judecat întotdeauna. Ah, ok. Da, îmi scăpase partea asta cu dialogul. Știam că sunt audiați separat, fiecare poate interveni și cu niște martori care să ajute, habar n-am, dar nu știam, pentru că se creează un soi de... Și pe mine m-a surprins când mi-a zis doamna judecătoare, se creează un soi de senzație, ceva. De senzație grea pentru victimă. A fost o judecată maleabilă, pot să spun și eu că da, doamna judecător a avut o abordare destul de... relaxată, să-i spun, într-o oarecare măsură, în sensul că pur și simplu cred eu că a vrut să vadă care vor fi reacțiile fiecăruia și cumva... Da, să vadă cu ochii cumva cel mai bine te convingi văzând. Să-i dea seama de sinceritate, dar poate crea... Da, poate și crea postura lui Lorelai cred că a fost una cât se poate de sinceră, a afișat o sinceritate și o trăire emoțională chiar intensă. Știți ce nu înțeleg eu, domnul avocat? În toate trei lucrurile pe care le-a spus, motivările pe care le-a avut, ce nevoie avea de prezența lui Lorelai? N-a înțeles nimeni de 4 ani, nu a reușit să-i cu bubițele. Trebuia să vorbesc cu nevasta, adică... Cum a explicat el prezența lui Lorelai și de ce ai luat-o după tine dacă tu vrei să vorbesc cu soția, să controlezi bubițele copilului sau te apucă burta? Adică niciuna din aceste situații nu avea nevoie de prezența lui. Din ce mi-aduc eu aminte... Da, a fost un amalgam între grija pe care i-ar fi purtat-o Lorelai, dar în același timp a dus-o la spital, deși totodată arăta foarte multe simptome serioase, dacă era așa cum menționa dumnealui. În același timp a invocat și problemele de sănătate ale copilului, dar a avut nevoie de lumină ca să vadă bubițele, culmea. Lumina trebuia să fie, în mod evident, de cealaltă parte a telefonului, nu la dumnealui. Și, în final, problema de problemele fiziologice. A fost un amalgam, exact cum a spus și Lorelai, nimic concret. Eu mi-aduc aminte din primele lui declarații de la începuturi, când ne-am ocupat de acest caz acum 2 ani, 3 ani. Acum 4 ani, se fac 4 ani în februarie, dar am ieșit public după un an, când nu se întâmpla nimic. 3 ani, mi-aduc aminte că prima lui declarație a fost cumva că s-ar fi speriat din cauza stării tale de sănătate și te-a luat acasă pentru a-ți oferi îngrijiri. Unde m-ar fi lăsat într-o cameră fără să mă supravegheze sau viziteze? Nu, ok, nu mai contează. Important este de ce nu a mai declarat același lucru și acum. Adică de ce a fost nevoit să caute alte răspunsuri când ăsta, dintre toate astea, că l-a apucat cu fureala, că are copilul bubițe, că nu știu ce, ăsta era cel mai... Normal, cel mai normal. Cel mai firesc. Domne, m-am speriat că este rău și am încercat să o iau. Nu mai stăteam în picioare, Dan. Restul declarației, contrazicea această idee de acord al tribunului. Cred că nu mai suntem în legătură cu domnul avocat, că imaginea în stil de 5 minute. El se contrazicea pentru că a spus că m-a dus acasă unde m-a lăsat într-o cameră și el nu a vizitat acea cameră. Deci nu îmi acorda niciun fel de prim ajutor, el neinteracționând cu mine. Deci practic s-a speriat de starea de sănătate, dar aducându-te acasă nu i-a mai păsat lăsându-te într-o cameră. Da, s-a gândit că eu n-am unde să dorm sau ceva, nu știu exact ce l-a motivat. Cap în cap declarația. Iar la întrebarea asta, eu am început să țip, într-adevăr, în instanță. Dar asta... acum când tu l-ai întrebat, că tu ai spus că i-ai pus aceeași întrebare de 5 ori, el ce a spus? Adică și aici s-a bâlbuit? Sau acum... Păi a lăsat capul în jos și a tăcut, ulterior am reformulat-o țipând, a intervenit avocatul dânsului spunându-mi că tonul meu nu este corespunzător în instanță, unde, fiind într-o stare într-adevăr de nervozitate, am ridicat tonul și la dânsul și am spus că să-l întrebe el calm, că eu de 4 ani adorm cu întrebarea asta, de ce m-a dus la el acasă. Și doamna judecătoare a fost într-adevăr foarte îngăduitoare, cred că a înțeles starea în care mă aflam, nu mi-a cerut să cobor tonul, doar să reformulez încă o dată că poate mi se va răspunde. Și atunci a intervenit din nou avocatul dânsului și a spus că are dreptul să nu răspundă dacă nu dorește. Deci cu alte cuvinte n-a răspuns la această întrebare. Cu alte cuvinte
nu prea avea ce să răspundă. De ce era necesară? Am revenit. Nu știu dacă ne-ați auzit în ultimele minute. S-a blocat. Am auzit mai puțin în ultimele 20 de secunde. Da, spuneam că... Apropo de situația expusă, trebuie să reamintim faptul că am sesizat infracțiunile către... Infracțiunea în care ați menționat că urmează să fie schimbată încadrarea. Nu aici este voiam, doar aici voiam să ajungem, ceea ce solicităm noi, ci și lipsire de libertate. Tocmai pentru că avem parte de acele două ore în care nu înțelegem ce s-a întâmplat, de ce a trebuit să rămână acolo, unde a fost el în toată perioada sau ce ar fi făcut teoretic în toată acea perioadă, care spunea inițial că a vorbit 40 de minute la telefon, dar apoi nu a reușit să elucideze și de aceea lipsirea de libertate în mod nelegal ar fi cea de-a doua infracțiune în care ar urma să fie schimbată alături de viol după ce a fost trimisă judecată pentru agresiune sexuală. El a spus okay. că a vorbit 40 de minute cu soția, dar anchetatorii, cerând call listurile, da. Au demonstrat că a fost o conversație de 14 secunde între el și soție. Păi, ar fi fost culmea să vorbească mult cu tine acolo. Adică. Acum, în momentul în care vorbim, în minutele astea, instanța este în pronunțare sau trebuie să desfășurați alți pași pentru a se ajunge la această schimbare? Nu, doar a fost depusă cererea, însă nu a fost luată în discuție, urmând, a fost prorogată această discuție după administrarea probatoriului, pentru că, într-un fel, are dreptate. Instanța e preferabil așa, pentru că se poate contura mult mai bine infracțiunea, mai ales cea de lipsire de libertate, pentru că la viol poate o să fie un pic mai dificil fără o expertiză, dar și asta ar fi o altă probă pe care ar putea să o administreze instanța în ideea de a afla dacă se conturează o altă infracțiune și nu doar agresiune okay. sexuală. Este deocamdată o suspiciune de infracțiune gravă, viol, lipsire de libertate. Au trecut 4 ani. Este o procedură standard să se îngreuneze atât de mult, totuși poți lăsa în libertate un om periculos. El profesează, este liber și cu toate astea, după 4 ani, nu știm dacă va putea fi acuzat de viol și de lipsire de libertate. Dar nici nu se grăbește nimeni să schimbe situația. Da, așa este. Nu e neapărat o infracțiune ușoară nici agresiunea sexuală, lipsind doar felul de raport sexual. În rest, este foarte asemănătoare cu violul, însă, da, este din păcate regretabil că sistemul nostru judiciar cam așa merge. Oricum, 3 ani de zile, practic, nu s-a mișcat absolut nimic. A fost nevoie chiar și de o solicitare de o contestație de durata procesului, se numește, întrucât a fost mult prea îndelungată urmărirea penală. O bună parte din această perioadă neîntâmplându-se de fapt nimic și norocul, așa zisul noroc al lui Dorerai, a fost că au fost și alte persoane care au venit cu aceleași acuzații și atunci cred că s-a conturat mult mai bine probabilitatea comiterii faptei. Norocul ei, scuză-mă, a fost că a avut acces cumva la spațiul public și împreună cu noi am reușit să identificăm alte victime care poate nu ar fi știut să mă contacteze, dar odată ieșită public, aceste femei care i-au recunoscut modul de operare al medicului, pentru că, reamintesc, noi nu am dat numele medicului niciodată și totuși mai multe femei, 10 de femei, au sunat atât la televiziuni, mi-au scris și mie în privat și au dat numele lui spunând este cumva vorba de X, căci și mie mi-a făcut același lucru. La ce a spus domnul avocat? Gândește-te, Dan, că noi suntem după 4 ani în punctul ăsta, în contextul în care am exact ce spunea, am dat în judecată cumva anchetatorii pentru tergiversarea dosarului și am câștigat că se tergiversează ca să ajungem să fim aici după 4 ani. Dar apropo de chestia asta, domnul avocat, se poate prescrie fapta că 4 ani deja sunt în termen destul de lung? Eu nu știam că nu, dar este deocamdată suspect. Asta nu, dacă se judecă, nu se prescrie. Păi, nu e adevărat. Dacă se prescrie după 8 sau 9 ani. Și posibilitatea incidenței prescripției, având în vedere că infracțiunea este comisă înainte de a fi promulgată legea care, într-adevăr, acum revocă această posibilitate în astfel de infracțiuni. Dar el nu se încadrează în această lege, da. Da. Legea mai favorabilă, dacă prinzi chiar și o secundă din acea lege mai favorabilă între comiterea faptei și condamnare, atunci se va aplica acea lege mai favorabilă. Am înțeles. Care este termenul? Exact, da. Termenul este chiar limita maximă de pedeapsă, 7 ani de zile, pentru că nu mai avem deci acea prescripție specială. Păi da, cu tot cu contestații, cu tot... Cu decizia 358 a Curții Constituționale. La cum ați văzut că merge procesul până acum? Credeți că se poate încheia în următorii 3 ani?
Da, absolut. Sunt foarte convins că se va încheia. Nu văd niciun motiv pentru o durată atât de îndelungată. Chiar și cu audieri de martori, chiar și cu expertize, nu văd ce ar putea să conducă la o asemenea durată. De obicei, odată ajuns în fața instanței de judecată, de câțiva ani încoace cel puțin, nu se mai prelungește atât de mult. Înainte, într-adevăr, se dădeau termene și de 3-4-5 luni, acum, și poate să o confirme și lor, erai la 2 săptămâni, în principiu, sau o lună, da, okay. Se dau termene. Din acest motiv aș întreba dacă instanța este în pronunțare sau mai este nevoie de alte înfățișări, pentru că, iată, ați avut o înfățișare pentru schimbarea încadrării și nu s-a întâmplat nimic. O să mai fie o înfățișare poate peste 2-3 săptămâni, dar nu mai întâmplă nimic. Avem mâine înfățișare, teoretic ar trebui audiate martorele din partea mea, colegele mele de apartament, da. Colega și prietena mea, cea care a chemat ambulanța. Vor urma aceste celelalte victime care eu tot nu pot să înțeleg, deși am discutat mai mult de avocați. Ce caută ele ca martore în dosarul meu, deși nu au fost martore la ceea ce mi s-a întâmplat mie? Nu înțeleg. Celelalte păi, victime... Păi, dar nu sunt dosare contopite? Nu știu, domnul avocat, ce sunt? Nu este obligatoriu, încă nu e certă audierea și celorlalte victime. Știm sigur că vor fi audiate prietenele care au sesizat... Da, ele ca martore este clar că n-au cum să se prezinte acolo, că nu sunt martore. Pot fi, în cel mai bun caz... nu știu, crăci din dosarul principal, adică sunt plângeri depuse și ar putea fi formate noi dosare care la un moment dat să se contopească într-unul singur, nu? Numele uneia dintre victime apare în dosar. Clară între fapte victimă, ca să poată. Da, un numele uneia dintre victime. Așa. Știu de la termenul trecut când am fost cu un alt avocat din partea domnului Cuculis. Urmează să fie audiate două dintre victime, de fapt, nu una. Ca martor, da. Cred că una este cea care a avut o plângere depusă da, înainte. Da, cea care a avut plângere înaintea mea și încă... Cadrarea, cel puțin, din punct de vedere lingvistic, nu sună bine, nu sună ok, că nu sunt martori, n-au fost martori. Nu, ele pentru că fost noi am fost audiate separat, s-a demonstrat păi că da, nu am discutat fost victime niciodată la rândul înainte. Lor, nu martori la da, pot ajuta în proces, pentru că dacă au pățit și ele același lucru, cumva se dovedește da, că... Da, nu ești martor. Eu am o întrebare. A demonstrat inculpatul că este medic stomatolog? E foarte important sunt pentru că sunt depuse dovezi, nu? Pentru că sunt foarte mulți care se ascund în spatele acestor cabinete de... Păi da, politii, nu tot exact, noi l-am exact. Și ei au cu totul și cu totul alte gânduri în cap și da. Oricare dintre noi putem cădea. Bine, aici poate intervine o altă discuție, dacă li se face vreo testare psihologică, psihiatrică, și așa, știi? Dar mi se pare ciudat să faci 6 ani de facultate și să începi să faci mizeriile astea. Pentru ce ai face asta? Sau câți n-ai bani? Domnul avocat, am discutat aici foarte mult pe tema celor declarate de domnul doctor și eram curios cât de mult contează faptul că el are 5 variante de declarații. Pentru că, în principiu, pentru instanță, lucrul ăsta trebuie să fie foarte simplu. Trebuie să fie elogvent. Da, nu e distar că e mărturie mincinoasă. Se contrazice el singur, deja acolo lucrurile ar trebui să fie simple. Cât contează lucrul ăsta? Este o apreciere a judecătorului. Probele într-un proces penal se coroborează, iar doar rezultatul acestei coroborări contează. În mod evident, nu are cum să nu atârne într-un sens sau altul. E o chestiune pe care doamna judecător o va cântări. Nu putem vorbi de mărturie mincinoasă, cum a întrebat Lorerai, pentru că e dreptul la neautoincriminare. La schimbarea opiniei. Da, dar faptul că are 5 variante diferite... Da, e adevărat. Exact cum spune domnul avocat. În fața unui judecător zdrabă în la cap, lucrurile astea n-au cum să nu conteze. Da. Bătute cam schimb cum bate bun, nu vorbim de mărturie. Doar o secundă. Nu vorbim de mărturie mincinoasă, dar cum vorbim despre faptul că el, în audierile procurorilor, a spus că probabil lichidul lui seminal a ajuns în voma mea de pe geacă în urma unui contact sexual cu soția pe lui, cu soția, din urmă cu 3 zile, abia... că s-au transferat niște particule, chestie pe care anchetatorii au luat-o în serios și au demontat-o științific că nu este posibil să se transfere particule uscate de lichid seminal la 3 zile distanță. Ar fi putut fi așa ceva dacă e să intrăm în amănunte de astea de dacă tu ai fi vomitat pe lenjeria unde ei ar fi avut un contact sexual și ar fi luat urmele. Dar tu ai vomitat pe geaca ta și atunci cum să apară pe geaca ta și urme de lichid seminal? Asta... Dacă ai fi vomitat pe românește asta spun, deci în s-a pat, demontat. S-a demontat ceea ce el a spus. Dacă
nici dacă anchetatorii, procurorii au demonstrat că este o minciună, nu e mărturie mincinoasă? Nu, el și-a pus o părere. În calitatea de inculpat în dreptul penal, există, așa cum spuneam, în principiu posibilitatea de a nu da nicio declarație și totodată și de a minți pur și simplu în calitatea aceasta, pentru că ai dreptul să nu te autoincriminezi de aici. Unul la mână și doi la mână, probabil că ai și dreptul să spui ce crezi tu. Domnul, așa am crezut. Acum, drepturile mele, nu le înțeleg, că pale nu e neapărat minciună, știi? E aberant ce spun, dar se poate prevara de treaba asta. Eu cred că așa s-a întâmplat. Nu pot să mă acuz de minciună. Dar nu are o valență absolută nici declarația victimei, nici declarația făptuitorului niciodată. Vreau să vorbim și dacă... conturate... Și drepturile mele, că aici vine problema. Am înțeles, el are toate drepturile. Să mintă, să inventeze, să schimbe declarația. Dar există justiție. Da, scopul este ca procesul să fie unul cât se poate de just, loial, echitabil, ca în final, dacă se aplică o pedeapsă, pentru că el e cel care riscă o pedeapsă, spre deosebire de victimă, care nu riscă decât să nu i se facă dreptate. Eu am fost pedepsită înainte să ajung în